Oamenii legii au descoperit la centrul de colectare mai mulți saci cu piesele provenite de la infrastructura feroviară, care în mod normal nu ar fi trebuit să fie acceptate de angajații punctului de colectare. În urma verificărilor s-a stabilit că acestea fusese revândute către centru de 3 angajații ai căilor ferate române, care le sustraseră de la o cale ferată dezafectată din zonă. Suspecții s-au ales cu dosare penale pentru comiterea infracțiunii de furt calificat și riscă să-și piardă locurile de muncă.